Bună ziua tuturor! Aceasta este prima sesiune de training adresată utilizării campusului virtual. Este realizată prin unealta Zoom ANS, despre care ați primit deja informații pentru utilizarea pentru videoconferință. Și puteți să vizualizați absolut totul ce se întâmplă în acest moment. Pentru că doresc, sunt Diana Andone, directorul Centrului de E-Learning, mă prezint din nou, persoana care răspunde de campusul virtual în Politehnica din Timișoara și la modul general doar câteva observații. În acest moment, așa cum v-am trimis și în mesajul trimis azi dimineață, în acest moment toate specializările care au fost primite cu cadrele didactice sunt înrolate în campusul virtual. Sunt de asemenea înrolați și mare parte din studenți și de la licență la master erau cam în proporție de 70% înrolați studenții de la master în campusul virtual. Ei sunt înrolați pe parcurs, deci este un proces destul de lung pentru că, mă rog, tehnic nu s-a putut realiza doar cu conturile de UPT, fiindcă nu se știa la ce specializări sunt alocați studenții, s-au luat această informație din GISC. În GISC nu sunt toți studenții bine arondați, deci a fost puțin mai dificil decât am crezut. Deci mai durează acest proces. Deocamdată, la ora actuală, pot să vă spun că, doar o secundă, studenții din facultățile din calculatoare, din ETC, de la științele comunicării, de la mecanică și de la inginerie Hunedoara sunt în, și de la arhitectură sunt înrolați cu toții. Chimia este în proces de înrolare integral și la fel și construcțiile foarte în curând. La electrotehnică și la management puțin mai târziu, fiindcă acolo am avut câteva probleme cu conturile. Deci, probabil că astăzi vor fi înrolați toți studenții pentru absolut toate specializările sau toate cursurile. Acesta este primul pas pe care noi îl facem, să vă putem da posibilitatea să folosiți campusul virtual al Politehnicii celor care nu l-ați folosit până acum, nu ați avut posibilitate. Așa cum ați văzut în mesajele trimise de săptămâna trecută, la ora actuală existau peste 600 de cursuri de master și peste 400 de cursuri de licență în campusul virtual până la începutul acestei săptămânii trecute. Pardon. În condițiile actuale, noi dorim să fie cam toți înrolați, așa cum vom avea informațiile din planurile de învățământ și primite de la departamente. Probabil sperăm ca pe mâine să existe absolut toate cursurile și cadrele didactice înrolate, iar la sfârșitul zilei de mâine să avem în mare parte studenții înrolați. De unde puteți să vedeți toate aceste informații și cum comunicăm noi? O să vă arăt imediat direct făcând share de screen. Al doilea lucru pe care doresc să vi-l informez este că în această sesiune voi încerca să vă arăt cum să folosiți campusul virtual, urmând să planificăm pentru mâine dimineață o sesiune care să vă arate câteva moduri prin care puteți să vă îmbunătățiți comunicarea cu studenții și materialele încât să puteți să derulați activitățile prin campusul virtual, urmată de asemenea și de o sesiune de a vă arăta cum veți putea să susțineți întâlnirile online, folosind această unealtă Zoomas sau unealta Team care este furnizată de către Microsoft și pe care aveți posibilitatea să o utilizați absolut direct. Dar văd că doamna militară are o întrebare. Vă rog să-mi puneți întrebările în chat pe moment, pentru că va fi foarte dificil să vă dau voie să vorbiți pe rând și o să încerc să le răspund pe rând la absolut toată lumea sau cât voi putea. Această modalitate, revenind la modalitatea de realizare a sesiunilor online live, deci prin videoconferință cu studenții, există o metodologie care este în lucru de către noi, Consiliul de Administrație și Senatul Universității, încât ea să poată să devină operațională cât se poate de curând, fiindcă ne așteptăm la o perioadă mai lungă decât doar această săptămână, deci la sfârșitul acestei săptămâni, de a fi cu cursurile suspendate în regim față-înfață. Și automat dorim o metodologie care să asigure și calitatea procesului academic. Ok, mulțumesc. Mulțumesc, doamnei militar. În condițiile actuale va fi foarte dificil să realizați sesiunile live de videoconferință 1-1. Adică dacă ați avut 2 ore de curs, să faceți 2 ore de curs cu prezentarea materialului.
Vor fi utilizate alte tehnici, trimiterea materialului prin campusul virtual, încărcarea lui înainte, comunicarea cu studenții înainte și o întâlnire ceva mai scurtă, poate de o oră doar, 50% din întâlnirea față în față, la fel câteva tehnici pentru laborator și pentru proiect. Deci vor fi metode noi cumva educaționale sau academice pe care va trebui să le folosiți, fiindcă altfel nu va fi posibilă din experiența de 20 de ani pe care o avem să puteți să derulați activitățile în regim online. Fiindcă nu vor fi studenții atenți, este foarte dificil să menții atenția tuturor, veți vedea și astăzi, pe parcursul unei perioade mai lungi de timp, indiferent cât de interesant este ceea ce comunici, cât de important pentru persoana respectivă. Acesta este primul motiv. Al doilea motiv este tehnic. Politehnica a achiziționat începând de azi dimineață prin cel 30 de conturi noi, care sunt conturi de nivel de pro, deci profesional pentru Zoom, care permite ședințe mai lungi și 5 conturi de webinar. Webinarele sunt sesiunile care sunt cu persoane de până la peste 300, între 300 și 500. Conturile pro sunt conturi care sunt până la 300 de participanți simultan. Aceste conturi, din păcate, noi va trebui cumva să le gestionăm, le vom gestiona împreună cu facultățile printr-o metodologie definită și printr-o persoană de contact din fiecare facultate, deoarece este limitat acest lucru. Limitarea vine și de la motive, să zicem, financiare, dar și de la Zoom, fiindcă Zoom este puternic asaltat ca toate uneltele de videoconferință în acest moment. I-au limitat niște drepturi pentru conturile educaționale și deocamdată în acest moment acest lucru. Da, am văzut că sunt întrebări, de exemplu, exact pentru orarul studenților pentru sesiunile online. Propunerea pe care noi o avem, dar pe care trebuie să o aprobe atât Consiliul de Administrație cât și Senatul Universității, este de modificarea orarului prin scurtarea orelor față în față. Adică dacă ziua de luni avea 3 ore de curs pentru o disciplină, 2 ore de curs pentru o altă disciplină, să devină o oră, o oră jumate de, pentru fiecare disciplină și să se comaseze activitatea studenților în intervale de timp. Dimineața, de exemplu, să existe cursuri, după masa laboratoare pentru specializări, deci și ani de studiu. Totul se va gestiona la nivel integrat de către specializări și ani de studiu pentru a se putea realiza acest lucru. Pentru cei care nu ați primit conturile încă, verificați-vă și spam-ul, vă rugăm frumos. Toată lumea trebuie să primească un cont live de campus virtual care vine prin e-mail cu o parolă care se schimbă la prima alogare. Acesta este primul pas pe care vă rugăm să-l faceți, să vă modificați parola la prima logare în campusul virtual. Aceasta a fost una dintre întrebări. Restricția de 40 de minute pentru aplicația Zoom este pentru contul basic, deci dacă, așa cum voi spune puțin mai târziu, dacă veți dori să-l folosiți dumneavoastră pe contul dumneavoastră pentru o sesiune de laborator, de seminar sau pentru o sesiune mai scurtă de curs, care este posibilă, și să o comunicați studenților direct, noi vă recomandăm să faceți și acest lucru, pentru că puteți să vă conectați 40 de minute, 35 de minute este în realitate, de fapt, această conectare și după aceea să programați o altă întâlnire la 5 minute după sau la 2 minute după, să comunicați al doilea link pentru cum ar veni ora de curs 2 sau ora de seminar 2 studenților și ei se reconectează la aceasta. Dacă vreți să folosiți integral un spațiu mai mare și contul dumneavoastră privat. Încerc să răspund la câteva dintre întrebări, dar am să fac o sesiune de share screen și există și în tutorial o modalitate de share screen, deci de împărtășirea ecranului, același lucru îl voi face eu imediat. Despre credențialele pentru campus virtual, verificați-vă, vă rog frumos, spam-ul, le-ați primit dacă ați fost pe adresa de e-mail. Am să-l rog pe colegul meu, Vlad Mihaescu, fiindcă el este online, să verifice dacă domnul Radu Lazău a primit, este înrolat și să-i răspundă direct dânsului. Și a funcționat pentru laborator foarte bine. Da, vă felicit, domnul Vasilescu. Este foarte bine că ați făcut acest lucru. Acum am să vă arăt exact partea de ecran și am să fac o sesiune live cu dumneavoastră de împărtășire a acestor informații. Pentru a se face share screen, se face din butonul din mijloc jos. Acesta este și o demonstrație live pe care vă realizez acum. Și automat puteți să selectați, veți vedea după aceea, vă rog să nu faceți dumneavoastră acum acest lucru. Puteți să selectați
ce anume să împărtășiți, să distribuiți din ecranul dumneavoastră. Eu voi împărtăși, voi arăta chiar acum acest lucru și în acest moment dumneavoastră puteți să vizualizați unealta, browserul meu, Chrome, care vă arată efectiv unde sunt informațiile. Acesta este site-ul Centrului de Idei Ferești e-Learning, care va gestiona pe perioada următoare această activitate academică online. Și mai multe informații sunt pe campus virtual, este link-ul pe care l-ați primit și pe care îl puteți accesa din despre cel campus virtual. Noi avem acolo mult mai multe unelte și mai multe video și mai multe informații. Deocamdată vă prezint doar informațiile care sunt importante. Iar aici sunt la liber câteva dintre tutoriale. Implicit, cum să te autentifici la campusul virtual, este un tutorial realizat de către noi, care împreună cu studenții menționăm că foarte multe dintre tutoriale noi le-am realizat în ultima perioadă, în semestrul trecut, împreună cu studenții de la master, de la tehnologii multimedia. După cum vedeți, există această posibilitate. Da, mi-am deschis fereastra de chat ca să pot să văd dacă mai sunt alte informații pentru dumneavoastră. Cum puteți să intrați? Deci de aici puteți să vedeți tutoriale care sunt efectiv, să zicem, puse la liber. Vor mai fi și altele, inclusiv acest tutorial îl vom pune în această zonă pentru a putea să vă ajute să realizați mai multe informații. Aveți aici și un tutorial de utilizarea videoconferinței prin Zoom, care este realizat de către noi, și cum să realizați uneltele de videoconferință. De asemenea, dacă veți dori, veți putea să vedeți mai multe informații în zona de video a campusului, a acestui site, unde sunt mai multe videouri de prezentare. Pentru ca să puteți să intrați pe campusul virtual, mă împicam să fac eu un logout ca să intru direct, unealtă este cv.upt.ro. L-am oprit videourile de la anumite persoane pentru că devin video prioritare, chiar dacă eu am setat ca acest video să fie prioritar și să fiu sigur. Îmi cer scuze dacă ați văzut că vi s-a oprit camera, este din cauza că eu le-am oprit pentru unii dintre dumneavoastră. Deci cu această fereastră puteți să intrați în zona de campus virtual. Inclusiv de aici puteți să vă selectați modalitatea de vizualizare a limbii. Noi vom realiza, marea majoritate a tutorialelor noastre sunt realizate pe limba română, de aceea vă rog foarte mult să puteți să accesați pe limba română. Aici găsiți și link-urile către aplicațiile mobile care funcționează și care sunt utilizate de către studenți în regim destul de important și de prioritar. Aveți username-ul, parola, dacă v-ați uitat parola, sunt persoane care ne-au tot scris că nu-și mai regăsesc parola. Faceți click pe mi-am uitat parola, ați avut cont inițial în campusul virtual, știți că l-ați avut și puteți să vă căutați și să vă resetați. Este o resetare automată de parolă pe care o veți putea primi fiecare dintre dumneavoastră și puteți să o faceți. În momentul acesta eu am să intru în campus. Cer scuze, cine dorește să spună ceva și nu și-a închis microfonul pentru că ne auzim în dublu? Ok? Bun, vă mulțumesc. În momentul în care intrați în campusul virtual, primul lucru pe care îl vedeți este o zonă cu cursurile mele. Aceasta este o setare implicită. Înainte de a vă arăta cum puteți să folosiți această zonă cu cursurile mele, vreau să vă arăt cum vă puteți modifica datele din profil. Și primul lucru pe care noi îl rugăm pentru toată lumea este modificarea pozei, pentru că este mult mai ușor pentru un student să realizeze exact care este cadrul didactic cu care comunică, dacă are și o poză a acestuia. Acest lucru se face din colțul din dreapta sus, după cum vedeți că fac și eu în acest moment, de unde puteți să vă accesați uneltele personale ale dumneavoastră și de asemenea puteți să vă găsiți partea de profil. În momentul în care
intrați în absolut orice pagină din campusul virtual. Acest lucru este un lucru general valabil, deci destul de important, ca să puteți să faceți absolut orice modificare la oricare dintre paginile de la curs, din profilul dumneavoastră, din calendar, etc., trebuie să accesați, personalizează această pagină, care este un buton foarte, foarte bine și vizibil, sau editează această pagină, mai poate să apară la unii, sau edit this page, varianta în limba engleză. Momentul în care îl activați, campusul virtual intră într-un mod de editare. Nu vă recomandăm să folosiți acest mod de editare continuu și constant, deoarece puteți să vă ștergeți din lucruri care le aveți acolo pur și simplu din neatenție sau din grabă. Deci faceți acest lucru doar când vreți să editați ceva, nu doar când vreți numai să comunicați cu studenții sau să vedeți anumite lucruri. De la butonul editează profil, se poate edita, inclusiv puteți să vă schimbați adresa de e-mail pentru care puteți să funcționați pentru campusul virtual, să puneți o descriere despre dumneavoastră și să vă updatați o poză. Pentru modificarea unei poze este foarte simplu, puteți să vă luați orice poză doriți dumneavoastră de oriunde. Eu am să aduc acum o altă poză aici, numai ca să vă arăt. Deci, efectiv, prin drag and drop, deci prin tragere unei poze, unui fișier de tip JPG, GIF, PNG, de oriunde, dacă o aduceți, ea este adusă și în momentul acela ea va fi înlocuită. În momentul în care voi face actualizează profil, voi face acest lucru acum ca să puteți să vedeți că în timp real am modificat această poză. Da? Ea s-a modificat, poza mea de profil nu mai este cea pe care eu o aveam până acum, s-a modificat cu o altă poză de profil. În acest moment puteți să funcționați, să zicem, în condiții normale cu site-ul dumneavoastră. Tot timpul, dacă doriți să puteți să reveniți înapoi, aveți mai multe posibilități. Dashboard din navigare ar trebui să vă fie automat vizibil în meniul din stânga sau pe acel simbol de pagină principală care apare în colțul din stânga de după numele dumneavoastră. Dacă doriți să vedeți tutoriale de ajutor sau așa ceva, s-a creat acest buton care este în colțul din dreapta sus cu un semn de întrebare în care apar unele dintre tutoriale. Dar există o zonă în care sunt mult mai multe tutoriale și în acea zonă vreau să intru imediat pentru a vă putea arăta mai întâi unde găsiți tutoriale și informații. O am deschisă, se numește Curs de tutoriale pentru profesori și ați primit link la ea și, în principiu, absolut toată lumea este înrolată în acest curs de tutoriale pentru profesori. Dacă este cineva care nu-l poate accesa, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail pe support@cv.pt.ro pentru a putea fi înrolat. În momentul acesta, vedeți cursul de tutoriale pentru profesori, care este în mod de vizualizare, cum îl vedeți dumneavoastră. Deci nu în modul de vizualizare de tutor, este cursul la care dumneavoastră sunteți înrolați ca și studenți. Deci e exact vizibilitatea pe care o vedeți ca și student. Doamna Ionel îmi spune că mă aude cu întreruperi. Mai este și cazul altcuiva? Sau pentru că depinde de calitatea internetului din locația dumneavoastră, a conexiunii la internet. Oricum, ea va fi înregistrată această sesiune, cum am spus, și puteți o accesa și să o vizualizați de câte ori doriți dumneavoastră. Mulțumesc! În această zonă, după cum ați vedeți, care este o situație standard creată pentru toate cursurile, există un forum de știri, care este un mod realizat. Cursurile dumneavoastră sunt goale, dacă n-a fost absolut nimic pe ele, și o să vă arătăm acum cum puteți să le populați cu informații. Primul lucru este acest news forum prin care noi comunicăm în acest moment cu dumneavoastră și în care, după cum vedeți, cei care au fost înrolați până acum în campusul virtual au primit informații și, de asemenea, veți putea primi și dumneavoastră. În acest moment, ca să puteți să vedeți care sunt participanții la acest curs, fiindcă acest lucru îl puteți vedea și dumneavoastră, este un link în partea de navigare din stânga care scrie participanți pe el. Dacă îl selectați, veți putea vedea absolut toți participanții înscriși
în acest, în această, să zicem, curs, același lucru fiind valabil și pentru cursul voastră, care poate să scrie mesaje către fiecare student sau să vizualizeze când au accesat aceste cursuri fiecare dintre studenți, așa cum puteți să vizualizați dumneavoastră acum. În momentul în care mă întorc înapoi la curs, pot să fac acest lucru din stânga, cum ați văzut că am realizat, sau din acest breadcrumbs, din această linie de sus, unde apar linkurile cu uneltele și cu zona de unde sunt eu. Deci, participanții se accesează din stânga, sunt participanți, există un tutorial pentru aceasta realizat, sau din dreapta de sus. Să dezactivez modul ca să puteți să-l vizualizați cum vedeți dumneavoastră această zonă. În acest forum, în principiu, nu poate să scrie toată lumea. Putem să scriem doar câteva persoane în acest forum, pentru că nu am dorit să creăm un forum în care să se discute foarte mult. Este un alt forum care este un forum de discuții, care este în principiu valabil pentru toată lumea și care este. Dar vă rugăm să aveți grijă. Absolut orice informație o puneți aici sau o întrebați sau cea, merge automat la aproape 1000 de utilizatori, la 900 de utilizatori, toate cadrele didactice, secretariate și încă multe alte persoane care au, să zicem, activități academice sau didactice din Politehnică. Deci absolut toată lumea este înrolată aici, care este în campusul virtual. Vă rugăm să tratați această comunicare cu de celeritate, deci să nu o folosiți în mod abuziv. Tot așa aici am trecut, de exemplu, modul de realizare a examenului online, care a fost dedicat în special specializărilor de IDIFR, care au avut prezentarea a treia în acest weekend, dar acest mod este valabil și pentru cei care doresc să susțină prezentarea a treia în acest regim, ceea ce este de preferință pentru anii terminali, fiindcă dorința Universității Politehnică din Timișoara este ca anii terminali să fie tratați cu prioritate, cât ei să poată să finalizeze diploma la timp, poate cu o ușoară întârziere, dar în orice caz la timp nu se există întârzieri pentru finalizarea programelor de studii. Deci dacă aveți prezentarea a treia, mai ales la discipline din anul 3 sau 4, sau dacă știți că sunt studenți care sunt în anul 3 sau 4, 4, scuze, 4, 3, depinde de programele de studii acum și doresc să prezinte prezentarea a treia, puteți o realizați, dacă puteți, prin aceste metode care sunt prezentate aici și noi vă putem ajuta cum să le faceți. Acum există o serie de tutoriale aici, inclusiv de cum să-ți schimbi parola, de cum să modifici absolut toate unitățile care sunt și cum să le integrezi și cum să faci lucrurile. Absolut pentru fiecare dintre ele există un tutorial video, vă arăt unul dintre ele, și un scurt instructaj sau o scurtă descriere sub formă de text acestui lucru. Vă rugăm insistent ca înainte de a ne trimite nouă solicitări, de a ne suna, de a face trimiteri prin e-mail sau absolut orice, să verificați toate aceste tutoriale. Ele se vor mai îmbunătăți, apar inclusiv pentru celelalte unelte, pentru foarte multe dintre ele, cum să creezi, cum să încarci un fișier, absolut totul este vizualizat aici și eu am să vă arăt acum în timp real câteva dintre ele cele mai importante. De asemenea, în această zonă de modele vom crea și mai multe modele. Deocamdată există doar instrucțiuni foarte de bază, foarte generale. Noi suntem acum în procesul de a înregistra mai multe videouri și mai multe exemple de cum să puteți să faceți și vom face și o sesiune specială mâine de a putea vedea cum să vă îmbunătățiți cursul sau ce tehnici de didactice să folosiți pentru a putea susține curs și laborator utilizând metode online. Și acum am să intru în modul de editare. Deci, cum v-am zis, ca să pot să editez absolut orice, este nevoie să vă activați modul de editare. Deci, acest lucru se face prin activează modul de editare. Automat, după cum vedeți, același lucru se va întâmpla și în cursul dumneavoastră. Se va activa o nouă zonă cu mai multe elemente. Să merg în această zonă de lucru unde voi lucra pe câteva exemple. Ca să puteți să vă editați
cum îi zice, aceste zone, puteți să le editați din editează topic. Da? Mă poate urmări toată lumea, da, Corina, am văzut, o să revin asupra acestui lucru. Editează topic, acest lucru îți permite să particularizezi fiecare dintre zone. Cea mai bună tehnică este de a uni sau de a realiza aceste zone de lucru pentru fiecare curs pe teme, subiecte sau pe săptămâni. Dumneavoastră alegeți pe care doriți să o folosiți, dar să fie consistentă. Deci dacă aveți una aleasă pe zone de teme, deci pe subiecte, pe categoriile mari de curs, după aceea altă zonă pentru laboratoare, este foarte bine. Dacă doriți să o realizați pe săptămâni, este din nou foarte bine. Puteți să le denumiți și puteți să le scrieți efectiv text în această zonă. Am să vă arăt cum funcționează această zonă de text altundeva. Absolut tot timpul, ca să puteți să modificați ceva, trebuie să faceți salvează modificări. Nu se înregistrează nicio modificare virtual. Dacă nu. Vreau frumos să nu vă deschideți microfonul. O să vă dau voie în curând să mă întrebați și live dacă doriți ceva. Mulțumesc. Cum adăugați un curs, fiindcă un material, un PPT, un PDF, absolut orice, fiindcă acesta este primul lucru pe care ar trebui să-l faceți, de la adaugă activitate sau resursă, care se deschide, după cum vedeți, în fiecare zonă. În absolut fiecare zonă. Deci puteți să creați pe aceste categorii, pe aceste zone, câteva capitole, cum doriți dumneavoastră, pe săptămâni, să fie denumită săptămâna 1. Am să încerc să vă arăt câteva exemple puțin mai încolo de cum arată câteva cursuri integrate la ora actuală în campusul virtual. Adaugă activitate sau resursă și vi se deschide mai multe activități și mai multe resurse. Primul pas este cel de resurse, fiindcă acest lucru este cel mai important, cum îi zice, de integrat. Primul lucru pe care trebuie să-l puteți integra este, să zicem, un fișier. Cum am spus, acest fișier poate să fie un fișier de tip PDF, PPT, document, absolut orice. Faceți adaugă și în momentul acela trebuie să-i puneți un nume. Eu am să zic, de exemplu, un curs, curs 1, ca să fie mai simplu. Puteți să-i adăugați și o descriere. Această descriere se vede într-un mod dashboard ce este utilă pentru partea de web, de mobil mai ales. Scuze. Și ca să adăugați absolut orice fișier în această zonă, el se poate deschide pe calculatorul dumneavoastră. Nu fac acum o deschidere, fiindcă eu folosesc un calculator Apple și vă poate duce în eroare. De aceea vă arăt modalitatea prin care efectiv l-am selectat din folderul, din directoriul de unde se află, din zona de la mine de pe calculator unde se află și îl adaug și el se adaugă automat. Cel mai important lucru pe care trebuie să-l setați este acest aspect. Dacă el rămâne pe automat, el va fi integrat și vizibil pentru fiecare dintre studenți în modul în care el are setat acest lucru. Dacă este un fișier de tip PDF, PPT, să zicem, mai puțin DocX, el este foarte indicat. Foarte ușor de vizualizat. Noi vă indicăm să folosiți fișierele de tip PDF, mai ales pentru tipurile de documente, cum ar veni, integrate, pentru că acestea se deschid foarte ușor și pe aplicațiile, în aplicația mobilă, deși de pe telefonul mobil. Peste 55% din studenții care foloseau până acum campusul virtual se logheau prin aplicația mobilă sau prin interfața, prin browserul din telefonul mobil. Modificarea și adăugarea a unui fișier de tip PPT sau DocX sau de orice alt tip limitează această posibilitate de vizualizare de pe telefonul mobil, pentru că trebuie să existe și o altă aplicație suplimentară integrată pe telefonul mobil pentru a putea fi vizibilă aplicația. Dacă doriți ca acest fișier să fie integrat într-o pagină și să rămână toată această, să zicem, modalitate de vizualizare a campusului virtual, îl selectează prin integrează sau într-o fereastră nouă sau dacă este un fișier foarte mare, și am să revin asupra acestui lucru cu fișierele foarte mari, puteți să impuneți automat download.
noi vi le recomandăm pe cel automat sau să integrați. Cea cu fereastră nouă poate din nou să ducă limitări la utilizarea prin, pe aplicația mobilă sau interfețele mobile, inclusiv de pe tabletă sau orice altceva a acestor fișiere, unul la mână. Doi la mână, mulți dintre utilizatori și mai ales cei care utilizează Chrome au pop-up-urile sau alte ferestre blocate pentru a fi deschise de către aplicațiile de sine stătătoare. Deci s-ar putea să nu li se deschidă efectiv, să trebuia, sau să li se, în cazul cel mai fericit, să le trimită un mesaj browserul lor, cum ar fi Chrome sau Safari sau Internet Explorer, că deschideți acest fișier și l-acceptați să fie deschis. Deci de aceea vă rugăm foarte mult să folosiți automat să integrează. Eu am să fac acum cu integrează ca să puteți să vedeți ce tip este. Puteți să selectați arată dimensiunea, este din nou utilă pentru aplicațiile mobile și ce tip de fișier este. Din nou, ca studenții să știe ce tip de fișier există. În rest, nu vă recomandăm să folosiți foarte multe dintre aceste lucruri. Puteți să vă adăugați niște etichete, să vă scrieți cuvinte cheie pentru fiecare dintre cursurile pe care dumneavoastră le integrați. Și acum am să fac click pe salvează și afișează și în acest moment se vede efectiv cursul integrat, care este în cazul acesta, nu am ales un PPT ca să puteți să vizualizați cum se integrează un curs de format PPT într-o platformă și ca să vă arăt cum arată acest lucru, mă voi întoarce înapoi în curs și voi face click pe cursul 1 și în momentul acela el se deschide și poate să fie ușor de vizualizat, de navigat. Fereastra este adaptabilă în funcție de rezoluția ecranului pe care se lucrează. Acum, acesta este, după cum vedeți, un fișier, îmi scrie aici jos, de 3,2 mega. Da? Bytes. Și un format PDF. Dacă doriți să încărcați fișiere mai mari, noi am făcut o limitare de 10 mega, pentru că trebuie să înțelegeți, sunt peste 1000, în momentul acesta sunt peste 2300 de cursuri integrate în campusul virtual. Se plătește acest spațiu, adică noi am luat decizia în toamnă să ne mutăm în cloud pentru a putea asigura vizibilitatea, mai ales din afara țării, fiindcă existau limitări de firewall pentru serverele politehnicii. Dar nu putem să-l facem nelimitat. Deci vă rugăm frumos, ori împărțiți documentele în documente sau prezentări sau PowerPoint-uri sau PDF-uri mai mici, deci le multiplicați, oricum nu este recomandabil deloc, să încărcați tot cursul. El se încarcă pe capitole, pe secțiuni, pe zone de predare, pe absolut orice. Nu tot documentul odată. Și se definește cu un nume destul de clar ce este fiecare secțiune și tot. Este partea didactică minimă care se practică. În momentul în care doriți să vă modificați limita de curs pentru un fișier sau pentru anumite dintre ele, există această posibilitate inclusiv și pentru dumneavoastră de la editează setări. Deci, administrare curs, editează setări, fiindcă erau câteva întrebări. Și acolo, în aceste setări, puteți să mergeți la fișiere și să vă alegeți limita de încărcare. Eu sunt acum cu contul de administrator, deci am o limită maximă de 100 de megabytes, care e limita maximă acceptată de către site. În momentul acesta, dumneavoastră, cred că puteți să mergeți toată lumea până la 10 megabytes. Oricum este mult, gândiți-vă că foarte mulți dintre studenți vizualizează cursurile și accesează campusul virtual, cum a zis, fie de pe mobil, fie de pe platforme, fie folosind tot felul de conexiuni la internet mai slabe sau mai puternice. Mulți dintre ei fac conexiune la internet prin hotspot, deci prin telefon. Nu le faceți foarte mari, pentru că durează foarte mult, le se poate bloca și nu pot să treacă mai departe. Deci poate să rămână blocat și să trebuiască să facă nici măcar logout, la fiecare logare trebuie să închidă sesiuni, etc. Este foarte dificil de gestionat pentru cineva cu competențe digitale reduse, mai ales de pe telefonul mobil, blocarea din cauza unui fișier foarte mare care nu permite salvarea. Deci de aceea vă rugăm mult de tot să nu faceți fișiere foarte mari, să le împărțiți în fișiere mai mici.
Da? Deci am arătat și acest lucru. Acum să vă arăt cum puteți să introduceți o pagină, fiindcă, din nou, ceea ce noi recomandăm este să vă creați pagini HTML, deci pagini care să fie vizibile efectiv în curs prin campusul virtual. Și tot de aici, de la adaugă activitate sau resursă, puteți să mergeți și să faceți click pe pagină, care este jos la resurse, faceți adaugă. Deci ce am să vă rog, eventual nu încercați să faceți acum în timp real cu mine, am văzut că unii doresc să facă acest lucru, fiindcă, cum am zis, în jumătate de oră după ce se termină acest tutorial, veți avea acces la el și puteți să-l revizualizați de câte ori vreți și aceste lucruri sunt și în tutorialele de acolo. Încercați să mă urmăriți ca să înțelegeți mai mult principiul după care se lucrează. Pentru adăugarea unei noi pagini, eu am să scriu aici că este definiții, fiindcă, de exemplu, acest lucru doresc să-l pun. Din nou, același lucru și acum conținutul. Îmi deschid o pagină în care am conținutul de tip text, ca să-l vedeți, vi-l mut în această fereastră, să-l puteți și vizualiza dumneavoastră, nu știu, sper că ați reușit, și de unde voi copia efectiv textul și îl voi aduce și îl voi face cu paste aici. Vreau să vă arăt direct acest lucru, cum face din Word, ca să vedeți că apare error. După cum vedeți, el a scris în diferite formate, fiindcă nu știe să înregistreze sau să copieze automat stilul din Word. Dacă îl luați așa direct, el trebuie efectiv editat. În momentul în care îl destreceți prin Notepad sau printr-o altă unealtă online, el va putea să funcționeze și să existe și mult, mult mai bine. Acest lucru am să-l fac eu acum, am să-l trec printr-o altă unealtă, nu știu dacă se și vede acest lucru, dar oricum este o unealtă pe care doar eu pot să o folosesc, fiindcă este o unealtă dedicată uneltelor de tip Apple. O secundă. Și în momentul acesta îl aduc din nou aici. În acest moment, după cum vedeți, el arată mult mai bine. El a păstrat o formatare mult mai bună a acestor elemente. Dar el se poate formata direct aici și am să vă arăt această formatare care seamănă foarte mult cu Word-ul, da? Și prin care pot să ștergi și să adaptezi anumite lucruri. În primul rând, acesta ar fi un fel de titlu. Selectând de aici, pot să-l selectez cât de mare să fie el. Deci îl selectez, de exemplu, să fie larg sau foarte mare. Depinde cât de mare doriți dumneavoastră să fie anumite zone. Vreau pot să-i dau și culori sau să-l definesc pe un format, un preformat. Deci să zicem că, de exemplu, este un titlu mediu și atunci toate titlurile vor arăta la fel. Sau, din nou, să pot să-i dau o culoare și să-i spun că este roșu. Sau absolut orice. Vreau să-l definez că este bold. El este bold, după cum vedeți, B-ul este activ, bold-ul este activ. Dacă îl dezactivez, el nu va mai fi activ, nu va mai fi cu bold. Toate aceste unelte de aici sunt similare cu uneltele pe care le puteți folosi din Word sau de oriunde altundeva. În momentul în care selectez un text, pot să-l fac cu italics, pot să-l fac cu bold, să-i schimb culoarea, cum am zis, să-i fac un alt stil, un alt tip de caractere, mai bine le lăsați pe cele standard, este un font standard care este utilizat acolo. De exemplu, acestea să le fac cu bullets sau să le numerotez. Există foarte multe dintre aceste posibilități. În momentul în care doresc să adaug un link, deci acest text doresc să aibă un link către un site web sau către o altă locație web, el se selectează și se merge pe această iconiță, am să arăt din nou, este iconița de, care arată ca un link, ca o ziua de lanț, ca un lanț, dar trebuie să existe textul selectat pentru ca el să poată să fie vizibil și integrat și în momentul acela puteți să inserați un URL, care el se copiază efectiv. În momentul acesta, de exemplu, eu am să copiez un link online de aici, mă duc înapoi
în, la mine pe fereastră și îl adaug. Și din nou, toate linkurile care sunt, mai ales linkuri externe de cursul dumneavoastră, sunt linkuri de pe site-uri, de pe indicații care le aveți, de pe tot felul de alte lucruri, vă rog foarte mult să le faceți cu deschidere în fereastră nouă, fiindcă altfel se închide studentului fereastra de campus virtual, se duce pe un alt site și va fi foarte, foarte dificil să se întoarcă exact în zona de curs în care era. Deci deschidere în fereastră nouă este obligatoriu. De asemenea, puteți să căutați în depozite unde să aveți foarte multe linkuri și fișiere, inclusiv acces direct la Google Drive-ul dumneavoastră, la contul dumneavoastră din UPT de Microsoft Drive, la multe alte fișiere sau să încărcați anumite fișiere. După cum vedeți, aici se regăsesc multe dintre fișierele care la mine există, dar acest lucru este cel mai simplu de inserare a unui link în text și în momentul acesta el a devenit un link activ. Cum inserați o imagine? Să zicem, definim aici că dorim să inserăm o imagine. Se merge de la acest buton, numit imagine, care se deschide și automat puteți să căutați în depozit, adică în zona dumneavoastră de fișiere, sau să inserați un URL, deci efectiv o anumită imagine care există online. Fiindcă acest lucru este cel mai indicat să-l faceți în momentul în care dumneavoastră nu aveți voie să salvați acea imagine. Trebuie să țineți cont și de dreptul de proprietate intelectuală și de copyright. Folosiți anumite imagini online care sunt cu copyright, mai bine indicați direct link live de unde este acea imagine. Dacă ea se dorește să fie încărcată în timp real, deci o imagine la dumneavoastră de pe calculator, atunci selectați caută în depozite. Și dacă nu aveți imaginea încărcată, mergeți pe încarcă un fișier, da? De unde selectați fișierul. Eu am să-l selectez acum în timp real. Scuze. Și să-i dați un nume. Eu am să-i dau un nume că este definiții 1, de exemplu, sau ceva de genul acesta. Și din nou să definiți tipul de licențiere. Dacă este imagine care nu este proprietatea dumneavoastră, atunci vedeți ce tip de licențiere puteți. Avem tutoriale pe site-ul celului, pe elearning.pt.ro, despre ce înseamnă toate aceste drepturi de utilizare. Eu am să-i dau o licență generală de Creative Commons la această imagine și în momentul acela imaginea este integrată. Trebuie să puteți să-i adăugați din nou o descriere, dacă doriți, ce tip de imagine, cum se aliniază, eu am să-i zic că la mijloc, să se alinieze la mijloc, și în momentul acela ea se poate salva și apare efectiv în curs, după cum ați vizualizat. Acest curs se poate formata stânga-dreapta, se pot introduce și ecuații direct în curs prin, sau tabele prin aceste unelte. Am să încerc să vă arăt poate cum se introduce un tabel. Cu trei rânduri, cu trei coloane, cu tema implicită și se poate efectiv scrie în fiecare dintre ele absolut orice, în fiecare dintre coloane și el va fi efectiv un tabel definit, el se poate aranja celulele, lățimea coloanelor, etc. Da? Aici veți vedea că mai aveți mai multe unelte care vă vor permite să inserați efectiv lucruri. Am să vă arăt foarte pe scurt că există un editor de ecuații, dar care nu este deloc simplu, dar care vă permite integrarea ecuației folosind LaTeX sau textul și care este foarte indicat să fie așa. Noi vă sfătuim ca în momentul în care aveți foarte multe ecuații să le realizați cu unealta pe care dumneavoastră le-ați realizat și până acum, să salvați fișierele PDF și așa să le integrați. Acest editor de ecuații este indicat de a fi folosit în special atunci când se creează teste de tip grilă sau anumite ecuații în chestionar, în anumite alte zone decât în zona de curs efectiv, pe care eu vă arăt în acest moment. Dacă aveți cunoștințe de HTML și doriți să puteți să editați mai mult aceste unelte, puteți să faceți acest lucru și de aici, în momentul acesta el se deschide HTML,
Sau vă arăt acest lucru pentru că se întâmplă de multe ori să apăsați din greșeală acest buton și să vedeți astfel pagina dumneavoastră și pentru cei care nu cunosc limbajul HTML este foarte dificil de gestionat, pentru o simplă apăsare înapoi ea revine. Există aici mai multe abilități de a insera inclusiv un video. Am să vă arăt cum puteți să inserați efectiv în zona de text un clip video direct de pe YouTube. Mă voi duce pe YouTube și voi găsi un clip video de pe YouTube. Nu știu, puteți să-mi scrieți dacă vedeți și ceea ce fac eu în timp real aici? Se vede, da? Ok. Deci, în momentul acesta am identificat un clip video de pe YouTube și după cum vedeți, aveți aici la fiecare dintre clipurile video de pe YouTube un buton care se numește Share. Da? Nu copiați acest link, ci mergeți și faceți selecție la acest Embed Video. O să vă arăt din nou, ca să fie foarte simplu. Deci, Share și Embed. Primul din stânga. Da? Îl copiați, trebuie doar să apăsați pe butonul de copy, el s-a copiat automat absolut toată această informare și mergeți din nou în editare de pagină. Dacă îl copiați direct, el nu-l recunoaște pentru că este în limbaj HTML. Da? Am să-l șterg ca să nu existe probleme. Dar dacă mergeți și faceți click aici, da? El va apare efectiv acolo unde este nevoie să-l inserați. De exemplu, în cazul acesta aici, la definiția 5 voiam sau ceva de genul acesta. Și să îl inserați efectiv aici. Am să vă arăt cum se vede în acest moment, înainte de a face absolut orice altceva. Da? El se vede integrat efectiv acolo. Există și alte modalități de a-l integra, dar asta este cea mai sigură, fără niciun fel de eroare. Și aveți tutorial și despre acest lucru, cum să integrați un clip video în zona de curs efectiv ca și pagină. Și acest lucru vă recomandăm să-l faceți, să folosiți cât mai multe exemple, abilități, cursuri online, sunt foarte multe resurse educaționale deschise, libere, cu exemple și cu activități care sunt utile cursului dumneavoastră și pe care acum le puteți efectiv prezenta studenților și pe care studenții pot să-și îmbunătățească cunoștințele într-un mod mult mai interactiv în acest mod. Aceasta este în momentul acesta pagina creată de către mine, care este efectiv o pagină web, deci arată ca o pagină web, nu este un fișier de tip PDF, cu imagini, cu clip video și cu un link. Da? Acest link care când fac click se deschide într-o altă fereastră, după cum ați văzut și pot să revin la fereastra, la tabul anterior, prin care puteți să vizualizați efectiv tot ceea ce s-a întâmplat în această zonă. Merg din nou înapoi în zona de curs, fiindcă vreau să vă arăt cum puteți să creați o activitate pentru un student, pentru studenți de a putea să vă predea anumite, să zicem, acțiuni, activități pe care le dați. De exemplu, aveți un laborator sau un proiect de realizat cu ei. Le puneți descrierea laboratorului ca și fișier text sau ca și fișier web sau ca și PDF într-o anumită zonă, deci într-o zonă de aceasta care ar fi o zonă de laborator. Și le spuneți că acestea se pot preda prin campusul virtual. Ca ei să poată să vi le predea prin campusul virtual, dumneavoastră trebuie să puteți să creați ceea ce se numește sarcină sau activitate. Mergem din nou de la adaugă activitate sau resursă și veți găsi ceea ce se numește lucrare, care e una dintre cele mai utilizate unelte în campusul virtual și lor actuală și probabil că va fi. Deci ea se numește lucrare. Faceți, o selectați și faceți adaugă. În momentul acela îi spunem că aici este laborator 1, ceea ce studenții trebuie să predea pentru primul laborator, să zicem, în care puteți să le faceți și descrierea, să zicem, se predă materialul pentru laboratorul 1
și le ziceți, aveți 3 fișiere de încărcat și ce dimensiune există de 3 megabyte, să zicem, da? Pentru fiecare. Asta este opțional de trecut, dar trebuie să puteți să-l alegeți. Cel mai important lucru pe care trebuie să-l aveți foarte mare grijă când îl setați, el se poate modifica după aceea, este cel de disponibilitate. Adică trebuie să activați de când este disponibilă această încărcare. De exemplu, de astăzi, dimineața și cu un termen de predare. Dacă există acest termen de predare, acest termen de predare apare automat și în calendar. Veți vedea că există un calendar dedicat fiecărui curs pe care fiecare îl poate vedea continuu în partea din stânga a ecranului și pe care, mai ales dacă folosește studentul sau dumneavoastră aplicația mobilă, se salvează în calendarul din aplicația mobilă și primesc notificări studenții că pot sau că au ceva de predat pentru o anumită perioadă. Vă rugăm să le permiteți un timp mai lung de predare, nu știu, câteva zile sau ceva de genul acesta. Și din nou, ce vă recomandăm noi este să nu le faceți un cut-off date, asta înseamnă că din momentul acela el nu este disponibil, nu se mai vede, deci el a dispărut complet acea posibilitate de încărcare a unei activități, a unei teme, a unui laborator, a unui proiect de către student, deoarece ele pot fi predate și mai târziu, există și recuperări de laborator, de proiect, etc. Deci de aceea nu vă recomandăm, pentru că vă încreunează noastră activitatea. Primiți mai multe mesaje de la studenți și trebuie să le răspundeți și să modificați personalizat pentru fiecare dintre studenți. De asemenea, vă vom arăta altădată, nu astăzi, și posibilitatea de a nota direct prin campusul virtual, de a da note pe laborator, etc. Există, după cum ați văzut, mai multe posibilități de răspuns aici. Dacă studenții nu au de încărcat un fișier, ci vreți să vă răspundă la un răspuns în timp, să zicem, real, sau nu, și modul sincron și asincron este posibil, atunci puteți să-l activați și texte online sau numai texte online. Dacă le aveți activate pe amândouă, acest lucru îi permite studentului să vă încarce și un fișier și și eventual comentarii sau un anumit text pe lângă. În această săptămână am dat inclusiv examene care au fost cu tipuri de răspuns prin text online. Fiecare student a primit, de exemplu, un subiect personalizat pe care l-a scris în timp real prin text în această zonă, prin text online, cu o limită de cuvinte care a fost activată. Cea mai des folosită este cea de trimitere de fișier. Noi am mărit acest număr maxim de fișiere încărcate la 20 și la 10 mega. După cum vedeți, acesta este standardul lor actual pentru oricare din sarcinile din campusul virtual. Noi vă recomandăm să-l reduceți, pentru că automat sistemul își creează o zonă virtuală pentru câte fișiere sunt înmulțit cu câți studenți sunt. Dacă aveți 100 de studenți înscriți la cursul dumneavoastră și le cereți să predea fiecare dintre ei 20 de fișiere, asta înseamnă de 10 mega, asta înseamnă că 2000 de fișiere de 10 mega vor fi create virtual în campusul virtual. Deci de aceea vă rugăm foarte mult să limitați la 3, la 4, la 5, la câte credeți că sunt necesare. Nu limitați doar la una, pentru că pot să existe erori în momentul încărcării de către student în campusul virtual al acestor fișiere, ceea ce poate să ducă automat și la limitarea modului prin care comunicați cu ei. Adică automat va trebui să-i permite studentului să mai încarce încă o dată, să modificați structura acestei sarcini, pentru că nu va mai putea. O sarcină încărcată eronat sau greșit nu mai permite reluarea activității, chiar dacă este o eroare de sistem. Din aceea vă rugăm măcar 2-3, dacă este un singur fișier. Dacă au de încărcat 3-4 fișieri, atunci permiteți-le 7-8 încărcări. Din nou, această posibilitate de a limita activitatea, sarcina încărcată de la un număr de megabyte este iarăși utilă. Dacă știți că au de predat doar un text simplu, limitați-l la 2 mega, la 1 mega. Nu lăsați de 10 mega cât este standard acum. Nu vă recomandăm să modificați tipurile de fișiere, decât dacă este predarea de activitate de fișier de tip dedicat, deci este trebuie realizat obligatoriu într-un anumit soft pe care îl dețin, trebuie să-l dețină și studenții în acest moment
Și el trebuie să fie predat așa, nu știu, LaTeX sau altceva. Dacă nu, lăsați-l absolut orice tip de fișier să poată să fie încărcat. Există aici, la tipuri de feedback, posibilitatea de a da feedback, de a răspunde studentului personalizat direct din unealta de sarcini, să vă setați sarcinile și de asemenea să dați notă. Acest lucru o să vi-l arăt acum. Fiindcă este foarte important să le notați activitățile studenților pe care le primiți. Această notare, după cum vedeți, ea va veni standard de tip punct cu 10 puncte maxim. Notarea de la 1 la 10. Dacă este alt tip de notare pe care îl folosiți pentru fiecare dintre aceste sarcini, vă rog să-l notați aici. Este, după cum vedeți, o notare simplă, directă și în acest caz fără categorie, pentru că nu există categorii create în acest curs de notare și într-un alt webinar am să vă arătăm sau puteți să găsiți efectiv în tutoriale cum se creează partea de notare, catalogul de note și de unde se accesează el. Blind marking înseamnă că nu vedeți cine v-a submis noțiunea. Este ca și la submiterea de lucrări științifice. Dacă se selectează aceasta, asta înseamnă că dacă este pe da, bineînțeles, nu vedeți care este studentul care a submis ceva, numele studentului. Dacă este nu, ea este normală sau puteți să identificați din nou că nu se vede cine a dat această notă. Sunteți 5 sau 6 cadre didactice care funcționați pe un curs, în cursuri mari cu mai mulți tutori sau cu mai mulți asistenți care lucrează pe fiecare curs și fiecare dintre ei notează în anumite cazuri o grupă de studenți, atunci este de preferat să fie identificat cu da, adică se ascunde identitatea celui care a dat nota fiecărui student pentru a fi o notă generală pentru student. Dacă sunteți unul sau doi care dați note pe sarcini sau în campusul virtual, atunci nu este obligatoriu de a fi folosit aceasta. Celelalte sunt niște setări clasice care nu își mai au rolul aici. Voi face, salvează și afișează. Și în acest moment a apărut cum poate să vadă studentul și în momentul în care ea devine vizibilă, ca pentru asta, după cum vedeți, sunteți 917 participanți. Când veți intra și dumneavoastră pe acest laborator, unul veți putea vedea cum puteți să predați efectiv această activitate ca și student, deci veți fi ca și student în această zonă. Vă arăt cum veți putea vedea ceea ce au predat studenții. Mergeți pe, vezi toate răspunsurile. Și în momentul acela veți vedea pentru fiecare dintre studenți cei care au predat, ceea ce au predat. Deci aici va apărea ceea ce au predat fiecare dintre ei. În momentul în care voi face selectarea pe status, de exemplu, atunci el se va putea vizualiza și de aici voi putea să scriu notă la fiecare dintre cei care sunt. Deci aici, de exemplu, va exista posibilitatea să scriu notă, să scriu comentarii de feedback, să-i dau nota, de exemplu, 10, da? Să-i dau, aici se vede ceea ce este încărcat și să-l salvez și pe să afișez pe următorul. Și mi-l arată pe următorul care este online și căruia pot de asemenea să-i dau notă, să salvez modificările. Okay. Și în momentul acela veți vedea că absolut pentru toată lumea se va vedea cum s-a văzut, ce notă există. Vedeți, la mine apare acum că există notat, în ce dată și ce feedback am primit și ce notă a fost primită. Este foarte utilă această modalitate de vizualizare pentru studenți. Se încarcă foarte greu aceste pagini, fiindcă sunt foarte mulți utilizatori. Este cursul cu cei mai mulți utilizatori acolo. Cum vă asigurați că răspunsul studentului este al lui și nu este copiat? Nu aveți cum. Trebuie să dați activități care să permită realizarea utilizându-și creativitatea, care nu înseamnă doar să copieze. Deci le creați probleme, situații, descrieri de activități în care ei nu trebuie să le copieze efectiv. Da? Am să vă mai arăt o singur lucru și după aceea am să vă arăt cum arată câteva dintre cursurile în campusul virtual. Deci v-am arătat cum creați, să zicem, această parte de activitate pentru fiecare dintre ei. La fel, puteți să le dați mai multe teme, mai multe activități individuale. Da? Asta se face prin alegere sau choice. Da?
faceți click pe alegere, adaugă și aici spuneți subiecte lab 1, de exemplu. Da? Acesta este modul general. Permiteți să fie actualizate? Nu, în principiu, să selecteze mai multe opțiuni. Din nou, nu. Asta înseamnă că ei nu pot să actualizeze prima opțiune că s-au răzgândit sau să selecteze mai multe opțiuni. Da? Să vedeți că fiecare dintre ei să selecteze o singură opțiune. De asemenea, cel mai indicat este să creați mai multe opțiuni care să fie limitate. La un student, la doi studenți, adică subiectele pe care le dați, temele pe care le dați, să fie individualizate, mai personalizate. Este într-adevăr puțin mai dificil, fiindcă trebuie să gândiți mai multe subiecte sau să schimbați datele problemei sau anumite elemente la fiecare dintre ele. Aici, în acest câmp, nu puteți să scrieți ecuații, nu puteți să adăugați imagini, dar puteți să scrieți că este fișier 1 sau tema 1 și să limităm, de exemplu, asta un singur om poate să o facă. Tema 1 este, din nou, un singur fișier, să zicem, doi oameni care pot să-l facă. Dacă, de exemplu, am așa, descriere web, atunci dau acest lucru la trei studenți să poată să opteze. Puteți adăuga cât mai multe câmpuri la acest formular și cât mai multe opțiuni doriți dumneavoastră. Online learning, educația prin mediul online, permite personalizarea puternică a sistemului educațional și activităților studenților. Pentru acest lucru este renumit și este apreciat și îmbunătățește calitatea didactică. Și acest lucru ar trebui să puteți să-l utilizați în această perioadă în care să încercați să dați activități și teme cât mai mult personalizate pentru grupuri de studenți sau pentru un student, care să poată să fie realizate independent. Ne folosim foarte mult munca în echipă sau munca individuală atunci când e cazul pentru acest lucru. Din nou, trebuie să le activați de când să fie vizibile, să zicem de astăzi, și până când. Deci e să aibă un timp limitat care ei să poată să facă această opțiune. Da? Le-am zis, salvează și afișează în momentul acesta. Ele sunt active în funcție de ce se completează. Am completat una dintre ele și mergeți la arată răspunsurile studentului și în momentul ăla puteți să vedeți cine ce a ales pentru anumită temă și studenții pot și ei să vadă, dar doar după ce au răspuns la acest lucru. Studenții nu vor ști automat că trebuie să completeze acest lucru. Ca să poată să știe că trebuie să-și completeze, trebuie să le scrieți un mesaj pe News Forum prin care faceți adaugă temă și scrieți mesaj. Alegere, tema 1. Eu n-am să trimit acest forum pentru că pleacă la toată lumea. Și aici scrieți, vă rugăm să vă alegeți tema 1 într-un mod sistematizat, care este activitatea pentru laboratorul din această sau proiectul sau seminarul din această săptămână și pe care trebuie să o puteți realiza până mâine. Și atunci ei primesc link-ul, scrieți unde este și aici scrieți pe lab 1 și selectați cu link acea activitate din sarcinile dumneavoastră sau din fișierele recente sau cum le doriți, cum le aveți sau efectiv cu link direct. Deci mă duc și voi copia linkul efectiv de la activitate care o am deschisă într-un alt tab și pe care voi zice că se creează într-o nouă fereastră. Vă rog frumos să selectați aici la avansat și dacă doriți ca mail-ul să plece imediat, pentru că platforma permite că v-ați răzgândit, ați sesizat o greșeală, vă permite 5 minute să puteți să reeditați ceva. Dacă doriți ca această opțiune de 5 minute până la jumătate de oră să fie activă, nu veți selecta trimite mail acum. Dar dacă doriți ca mail-ul să plece imediat către toți utilizatorii care sunt înscriși în acest curs, deci studenții dumneavoastră pe care i-ați văzut de aici, de la participanți, atunci vă rugăm să selectați trimite mail acum și ei să fie trimis. Trebuie să faceți click pe trimite intervenție pe forum. Eu nu am să fac pentru că va pleca către absolut toate cadrele didactice din Politehnică în acest moment, îl voi anula această trimitere pe forum, dar acesta este modul prin care dumneavoastră comunicați, de fapt, cu studenții și cu absolut toată lumea. Aceasta este prima parte de informare, să zicem, care conține elementele cele mai de bază și am să recapitulez ca să le puteți vedea unde sunt și pentru care aveți și tutorialele, inclusiv pentru multe altele create aici. Este
Integrarea de document, în cazul acesta un PDF, direct în zona de curs, crearea de pagină web cu integrare de imagini și de video, crearea unei sarcini a unui laborator, în cazul acesta alegerea de subiecte pentru diverse activități de laborator, seminar sau proiect și, bineînțeles, prin zona de editare, descrierea acestui lucru aici. Am aici o întrebare de la domnul Lazar și de la doamna Ionela. Am să răspund înainte, am arătat câteva exemple. Ce se întâmplă când nu se pot laboratoarele realiza în acest mod? Încercați să identificați ce puteți să faceți în următoarele 2-3 săptămâni, să zicem, dacă situația chiar va dura atât de mult, în care să le dați să studieze despre anumite cunoștințe din chimie, să le dați laboratoare de chimie virtuale. EDX, o să creăm aici o zonă cu mai multe link-uri unde vă putem indica zone în care pot să vizualizeze video sau sunt simulatoare, inclusiv și pentru chimie și pentru mecanică realizată de către marile universități din lume, prin care ei pot să facă anumite activități. Încât doar atunci când se va face revenirea la întâlnirile față în față să faceți efectiv lucru cu ei în laborator. Dați-le să studieze, dați-le tema de laborator în avans și puneți-le întrebări sau activități. Să identifice ei, de exemplu, unde sunt exemplele de reactiv pe care doriți să-i folosiți sau anumite lucruri implicate. Deci încercați să faceți ceva activități care le puteți face încât să reduceți timpul de laborator când veți ajunge să reluați laboratoarele față în față sau să refaceți parte din activitățile pe care poate le-ați făcut mai târziu în timpul semestrului cu studenții. Din păcate, acest lucru este singura posibilitate pe care noi vă putem oferi dacă facultatea are unelte integrate de simulare pentru electronică, pentru chimie, pentru mecanică, ele există. Dacă aveți licențele sau știți cum să le folosiți, noi le putem integra în Moodle sau putem crea blocuri de zone care să permită accesul integrat studenților la acea zonă. Dorina, da, newsletter-ul se trimite doar la mail din participanții din cursul respectiv. Da, doar la cei din cursul în care sunteți. Nu puteți să trimiteți mesaj la toți studenții de la o facultate sau de la o specializare. Acest lucru este permis doar de către, cum se zice, decanate și secretariate. Ce studenți, ce adrese folosesc? Noi am luat adresele cu care eu au fost înregistrate în JISC în acest moment. Pentru cei care nu există adrese sau nu pot să vizualizeze, nu mă pic să-mi dezactivez acest lucru ca să o pot arăta, sau nu se pot înrola sau ceva, trimiteți-le link-ul de curs pe, nu știu, la șeful de an, la studentul cu care ați comunicat cel mai mult sau ceva de genul acesta în acest semestru. Și ei trebuie să-și pot să-și creeze efectiv singuri un cont în campusul virtual. Și în momentul acela există aici tutorial de auto-înrolare cu confirmare. După ce și-au creat un cont, vedeți, scrieți aici clar, un mail la care îl aveți, șeful de an, link-ul către cursul dumneavoastră. Studentul trimite link-ul către toți studenții. Aceștia vor solicita înscrierea pe curs, creându-și un curs. Acest lucru este valabil și pentru disciplinele opționale, de exemplu, sau pentru studenții restanțieri, fiindcă nouă ne este imposibil să sunt 10.000 de studenți la ora actuală în Politehnică, cred că aproape 11.000, să putem să înrolăm personalizat pentru fiecare student într-o anumită posibilitate, într-o anumită zonă, într-un anumit curs, într-un anumit opțional sau într-o anumită restanță. Transmiteți studentului care va scrie mail către dumneavoastră sau ceva de genul acesta, cum se poate înrola și îl înrolați. Deci în momentul acela aveți acolo unealtă, aveți link direct către el care primește câte mail-ul automat și el devine înrolat. Dumneavoastră, dacă aveți mai multe cursuri în campusul virtual, vă vor apărea în care dintre cursuri să înrolați studentul și după aceea să puteți să-l acceptați ca și student, etc. Tutorialul ăsta e foarte simplu, activitatea aceasta este chiar simplă de tot și se poate realiza de către oricine în cursul lui. Este cea mai bună modalitate pe care vă recomandăm să vă înscrieți studenții care fie că nu au primit cont sau au contul creat, dar nu au adresa de e-mail activă sau care sunt restanțieri sau sunt la discipline opționale și nu au fost înrolați în cursurile dumneavoastră, fiindcă în această scurtă perioadă de timp nouă nu ne va fi posibil să înlocuim fiecare student personalizat pentru fiecare curs.
sau dacă vom reuși să avem câte un administrator pe facultate sau pe specializare, o va face acela. Dar în acest moment, aceasta este metodologia pe care noi vă recomandăm să o faceți. Dacă nu aveți, nu trebuie să le aveți. E suficient să aveți a unui singur șef de an care să trimite pe Facebook, iau tot felul de grupuri prin care comunică, inclusiv studenții din anul întâi deja au aceste grupuri, suntem totuși în semestrul al doilea de an academic și ei primesc astfel solicitarea de înscriere la curs. Studenții trebuie efectiv să facă acest lucru, le puteți trimite de aici aceste link-uri, că aici sunt tutorialele, cum să-și creeze cursuri, cum să acceseze cursurile, unde sunt absolut toate lucruri, cum să schimbe parola. Absolut toate sunt cu tutoriale, cu indicații despre cum să facă acest lucru. Acum am să vă arăt, de exemplu, pentru unul dintre cursurile de la master, de exemplu, pentru care s-a creat, să vedeți, am și glosar pentru ei, aici există prezențele, fiindcă noi folosim acest lucru cu studenții continuu, există pe teme, după cum vedeți, am grupat pe anumite categorii cursurile, da? Pentru fiecare dintre ele. De asemenea, și există activitățile. Despre acest tip de activitate, MOOC și OER, o să creăm un tutorial și o să fac un webinar specializat prin care exact acest lucru puteți să-l faceți, să le indicați studenților cursuri sau unelte sau abilități, să zicem, resurse educaționale pe care ei pot să le urmărească independent online și la sfârșit să prezinte un raport și să primească și un test pentru acest lucru. Aici este descrierea activității de proiect, de exemplu, cu descrierea ceea ce au de realizat fiecare dintre ei și cum, și cu termenul până la fiecare, cu predarea lor, cu alegerea subiectului și cu predarea fiecăruia dintre ele. Pentru fiecare dintre activități, după cum vedeți, unele sunt ascunse pentru că sunt activități care le vor derula mai târziu un semestru și nu le-am făcut vizibile de la bun început studenților. Deci, acesta este o modalitate. Am să vă caut o altă modalitate de media digitală, de exemplu, cursul pe care îl știu al colegului meu Mocofan, care tot așa are fiecare secțiune de curs are tema și activitatea indicată cu bibliografia. Deci nu este, de exemplu, cum este în cursul meu, că sunt prezentate mai întâi resursele educaționale și după aia date activități mai generale. Pentru fiecare laborator există și o anumită secțiune de curs, există teme care sunt indicate acolo, cât și chestionare sau diferite alte tipuri de activități. Deci este la decizia fiecăruia dintre dumneavoastră cum își realizează aceste cursuri. Cele care sunt așa cu gri, acest lucru nu vi l-am arătat, am să vi-l arăt imediat, scuze, nu puțin. În acest tutorial de formare, de exemplu, activez modul de editare. Îmi cer scuze, am uitat să vă arăt acest lucru. Cum ascundeți anumite lucruri de către studenți până când ele sunt efectiv, să zicem, vizibile, dorite, sunt finalizate, sunteți mulțumiți de cum arată. Mergeți în această zonă după ce l-ați creat și aveți tot acolo de la editează, afișare sau, în momentul în care doriți să-l ascundeți, ascunde. Da? Și tot de aici puteți să le ștergeți. Tratați cu deceleritate această unealtă de ștergere, fiindcă nu putem să le recuperăm odată ce le-ați șters. Nu există această posibilitate. Ne facem backup la 24-36 de ore la campusul virtual, dar nu este un backup live, nu este ca pe Google Drive sau altundeva unde te duci înapoi și recuperezi ceea ce ai făcut. Odată ce ai șters ceva, este bine șters aici. Mai ales dacă ai salvat acest lucru și tot. Deci fiți cu grijă la această modalitate de ștergere. Deci revin. Informații despre absolut toate uneltele, la liber, în acest link de UPT, elearning.upt.ro, campus virtual, care este pe site-ul principal, puteți să accesați campusul virtual de pe cv.upt.ro, da? Și să vă autentificați, dacă v-ați uitat parola sau alte lucruri, să le accesați de aici. În momentul în care ați intrat, aveți cursurile dumneavoastră în dashboard, gata, create, și aveți cursul de tutorial profesor în care găsiți
absolut toate aceste informații pe care vi le-am prezentat astăzi și tutorialele. Ca să puteți să editați ceva, deci ca să fiți profesor în campusul virtual, trebuie să activați modul de editare care este în colțul din dreapta al acestei ferestre și pe care prin activare, dezactivare, după cum ați văzut, el se modifică. M-am întors înapoi acum, dacă mai sunt alte întrebări față de cele pe care le-am răspuns pe parcurs, puteți să mi le scrieți sau puteți să puneți live prin activarea microfonului din colțul din stânga. Mulțumesc deocamdată pentru atenție. A durat un pic mai mult decât mă așteptam, speram să terminăm într-o oră această parte introductivă. Pot vorbi? Da? Sorica Militaru, super ceea ce ați făcut. Sunt așa de bucuroasă și mi-e și groază când mă gândesc cât de mult ați muncit, dar este foarte, foarte fain. Eu am să pun niște întrebări pentru situația mea particulară. Mă aflu în situația fericită că în acest semestru am ore doar la anul 4 și doar semestru de 7 săptămâni și deja 4 le-am parcurs. Eu am curs un PowerPoint și l-am transformat în PDF, l-am trimis încă de la începutul semestrului către o studentă care le pune pe grupul lor. Pentru cursurile care au rămas, m-am gândit să fac o înregistrare a fiecărui curs PowerPoint cu share ecran și să vorbesc, să explic ce am de explicat. Dacă fac chestia asta pe Zoom, pentru că am înțeles că în această perioadă, din motive de coronavirus, chiar și basic free-ul este nelimitat, nu mai este 35 de minute ca de obicei. Dacă fac această înregistrare pe Zoom sau pe Skype, m-am gândit, din păcate, rezultă fișiere mari de 1 gigabyte. Dacă toți încercăm să punem fișiere de 1 gigabyte în campus, cred că se blochează tot. După cum am spus, maxim 10 megabytes. Deci nu vă recomandăm mai mult de 10 megabytes pe fișier. Oricum și 10 megabytes este mult. Dacă este însă un susțin cursul pe Zoom sau pe Skype, fișierele rezultă mari, dar le pot trimite direct studenților și le încarcă pe grupul lor. Dacă sunt fișiere video, am creat mai multe tutoriale, deci există posibilitatea să-l încărcați pe YouTube și să-l faceți privat, doar cu link. Este un tutorial aici de cum să fie făcut sau, pentru că cu adresa de UPT accesați, aveți 4... cred că tera sau 2 tera sau nu mai știu, 400 de giga, nu mai țin minte acum cât este pentru fiecare cadru didactic disponibilitatea pe Microsoft și am creat un tutorial care îl veți găsi în zona de tutoriale Microsoft Teams pentru videoconferințe și un altul de Microsoft Share, parcă sau Spark, cer scuze acum pe moment nu-l vizualizez, care vă va permite să încărcați video în cloud-ul, în zona de cloud al lui Microsoft, alocată dumneavoastră personal ca și cadru didactic, și să creați acel link public. Adică cine are link-ul poate să-l și vizualizeze, doar cu cumva e puțin mai dificil decât să zicem cu YouTube-ul, că nu e doar un clip video simplu, așa, care poate fi văzut și de pe mobil, trebuie să aibă interfața de Microsoft integrată în la ei în site. Deci, scuze că... Eu mă gândesc, numai puțin să termin pe rând fiecare, vă rog frumos, îmi cer scuze. Păi suntem 74 și cine s-a băgat vorbește... Deci asta este la modul general. Orice sesiune live, online, pe care o înregistrați dumneavoastră. De exemplu, mergeți cu telefonul mobil și vă înregistrați în laborator făcând ceva. Un exemplu de laborator, un exemplu de proiect, absolut orice... Opinia noastră este că noi nu putem să le încărcăm acum în acest moment în campusul virtual ca și video, fiindcă streamingul de video l-am oprit în acest moment, fiindcă nu avem posibilitatea tehnică să-l gestionăm de la toată lumea și spațiu, ori pe YouTube, încărcat simplu cu contul dumneavoastră pe YouTube sau cu contul dumneavoastră de Microsoft, încărcat în fișierele dumneavoastră din cloud din Microsoft și distribuit de acolo. Sunt tutoriale și voi reveni mâine asupra acestor lucruri. Mâine vom avea din nou încă o sesiune de training care voi merge mai aprofundat exact pe partea de videoconferință. Probabil că tot la 11, trebuie să văd cum sunt libere canalele la ora actuală, probabil tot la 11 voi păstra cumva această oră 11 pentru continuu, pentru tot această săptămână, în fiecare zi voi fi disponibilă pentru o oră
online pentru întrebări, pentru tutoriale, etc. Acesta a fost primul în care am dorit să puteți să realizați măcar primii pași în campusul virtual. Mulțumesc, dacă pot să continui. Deci eu m-am gândit la varianta aceasta să pun înregistrările pe contul meu personal de YouTube și le trimit link-ul. Da, care... sau le integrați link-ul într-o pagină în campusul asta virtual. Asta am vrut ce eu să întreb. Da. Deci dăm link-ul în loc într-o de... Într-o pagină, cum v-am arătat, da. În campusul virtual. E mai bine așa decât să le trimiteți pe alte căi. De asemenea, vă rog foarte mult, nu fiindcă doresc eu acest lucru, dar pentru că asta este cea mai corectă atitudine academică, nu distribuiți fișierele dumneavoastră prin Facebook sau prin altceva. Criteriile de drepturi de autor ale lui Facebook, Google și absolut oricăror altcuiva s-au schimbat puternic în ultimul an și vă pierdeți, vi se limitează dreptul de proprietate intelectuală asupra lor. De asemenea, dacă sunt preluați, nu știu, inclusiv logo-uri de la alte companii sau informații care nu sunt proprii, că n-ai cum, un curs nu este creat integral doar cu informații, cu imagini și cu poze de ale tale, încărcați dreptul de autor al celor care l-au creat, nu știu, puneți o poză cu unealtă sau așa și vă poate interzice drepturile după aceea de utilizare. Plus că vă folosiți conturile personale pentru acest lucru. Una dintre politicile generale existente și în România din punct de vedere educațional este că pe rețelele sociale nu se conectează normal cu studenții cadrele didactice. Deci asta este așa la modul general. Am văzut că mai sunt întrebări legate de conturi. Da, doamna militar, numai dacă este o întrebare de mod general, vă rog frumos. Dacă eu am nevoie la proiect, numai proiect am, să partajeze cu mine ecranul, să văd ce au lucrat, pentru că ei au lucrat pe laptopurile lor personale. Da. Și o să fac asta pe Zoom sau pe Skype? Pe Zoom sau pe Skype. Păstrați o dovadă că ați avut întâlnirea, pentru că în metodologia pe care va fi făcută în curând publică, când ea va fi aprobată, acest lucru este valabil pentru toată lumea, va trebui să existe, va exista un chestionar de calitate care va fi completat de fiecare. Gândiți-vă că este similar cu pontajul pe care se realizează pentru aceste activități. Va trebui să puteți să demonstrați că în această perioadă desfășurați activitatea academică, ca să zic așa simplu, pentru a vă putea lua salariul. Deci, pentru a putea justifica că acele ore, fie că sunt la plata cu ora, fie că fac parte din norma de bază, ele sunt desfășurate și sunt active și acum. Fiindcă altfel, dacă nu, cum justificați că dumneavoastră ați făcut activitatea? Deci de aceea vă recomandăm să folosiți campusul virtual de preferință, fiindcă aici absolut totul este înregistrat și salvat. Mulțumesc mult! Cu plăcere! Eu am o întrebare. Sunt în perioada, Ioana sunt. Sunt da. În perioada cu parțial. Ar trebui să dăm parțial. Era deja programat. Oricum, eu obișnuiesc să le dau foarte scurte teste la curs, ca să am și prezența și să pot să le dau și o notă. Ce fac acum? Le fac un test și le dau 3 minute, 5 minute ca să știu sigur că îl face studentul respectiv. Da, și nu deci, îl fac în grup sau două săptămâni. Da, testele o să vă arăt mâine, probabil, dacă nu cel târziu, miercuri, cum se realizează testele. Deocamdată pentru mâine mi-am propus, este exact acel lucru care i-am răspuns și doamnei militar, că poate până mâine știm exact cum se vor desfășura sesiunile online live. Deci asta este valabil pentru absolut toată lumea. Până în acest moment puteți să le convocați individual, folosindu-vă conturile private, dar să păstrați o dovadă că ați făcut această sesiune live sau să o înregistrați de preferință și să o puteți pune disponibil. Mâine vom face o sesiune specială de training exact pentru sesiunile live și cum se pot ele realiza și probabil de-abia după aceea pentru teste. Deci dacă aveți întrebări legate de teste, vă rog frumos să vă uitați pe tutoriale sau să așteptați până când va veni rândul la acest lucru. Nu este prioritar în acest moment pentru noi realizarea de teste de către studenți, pentru că, adică, dacă noastră chiar trebuie să-l faceți, înțeles, atunci luați-vă după tutorial, că trebuie să o luăm cumva, să gândim global toate acestea. Da, mai departe. Da, te rog. Văd că apare și asistentul, în fine, e șef de lucrări, și, și eu. Asistentul vede ce fac eu, da. Eu toată văd ce face asistentul. Toată lumea care este înrolată în acel curs vizualizează absolut tot ce este în acel curs. Persoanele care apar. Deci eu pot vedea ce face asistentul. Bineînțeles. Deci, asta e foarte bine. Adică da. Trebuie să facă ce trebuie. Da. Deci toată lumea care este înglobată ca și tutor, deci definirea generală este de tutor, nu de profesor, ci de tutor în campusul virtual,
există, au posibilități de editare. Ceilalți sunt sub conturi de student, nu au posibilități de editare, dar absolut toată lumea vede tot ce se întâmplă în acel curs în campusul virtual. Da, dacă ce înseamnă S mare 2 liniuță L liniuță este identitatea noastră a fiecărui curs în cursul în campusul virtual. Este o codare, adică pe care S2L L nu înseamnă seminar, laborator, nu înseamnă semestrul 2, este disciplină de semestrul 2, după L este licență, după aceea este specializare sau facultate. Exact. Da, și este o codare ignorație, deci nu puteți modifica și să nici nu... Am înțeles, dar este greșită, că nu este IS-E. Acum, asta este. E-E. Îmi pare foarte rău, asta este. Este o codare pe care noi am realizat-o de vineri începând, cum am știut noi și cum am putut noi. Deci nu putem să știm toate specializările, ce codări au sau ce prescurtări de discipline au. Și puteau să se potrivească cu alte codări de la alte discipline sau de la alte specializări în campusul virtual. El nu gestionează singură facultate, ci mai mult. Da. Acesta este un cod, dar nu contează. Noi să le trimiteți link. Nu contează. Ele nu au contează. Și nume. Deci, oricum, numele este corect după planul de învățământ. Da, numele este acest lucru. Mulțumesc. Am verificat acest lucru după planul de învățământ, fiindcă multe dintre nume și titluri de disciplină au fost furnizate greșit de către facultăți. Am văzut o întrebare de la domnul Lovas aici, că când va primi contul. Din păcate, de la mecanică nu am primit de la departamentul dumneavoastră încă lista de cadre didactice pe cursul. Numai dacă a venit în acest timp în care am fost eu în sesiune de training. Și da, îl primiți prin e-mail, toată lumea. Doamna Isar, da, veți putea să faceți exact același lucru cum l-am făcut eu, fie prin Zoom, fie prin Skype, fie prin Microsoft Teams, oricând vă rugăm să păstrați o dovadă. Mâine voi face un training specializat despre acest lucru. Vreți să luați numai pe anumiți studenți să-i dezînrolați, puteți să-i dezînrolați sau să creați grupuri distincte. Cred că, nu știu dacă avem un tutorial pentru aceasta, dar cred că Oana știe să o faci. Mi se pare că Oana Chirile pune această întrebare, dar se pot crea grupuri de către studenți dacă sunt 150 de studenți înscriși la o anumită, să zicem, specialitate sau un anumit curs și ei sunt pe diferite limbi sau pe diferite alte interese, dar puteți să creați grupuri de studenți în campusul virtual. Dacă nu vă descurcați, vom reveni noi cândva spre sfârșitul săptămânii cu asta. Cred că la acest moment, și dacă studenții primesc redundant anumite mesaje că nu sunt dedicate tuturor lor, nu e așa o mare problemă. Noi am înrolat studenții pe cohorte de ani de studii și pe specializări, nu pe discipline opționale, fiindcă asta ar fi însemnat un volum de muncă foarte mare, pe care nu am avut timpul să-l facem în acest moment. Deci, încă da, studenții dată, erau că vor fi înrolați. Da, Oana. Ai spus că pe adresele care le-au dat la admitere, da? Da. Noi de unde să știm care sunt alea? Nu este treaba dumneavoastră. Ei sunt înrolați deja cu acele adrese de e-mail. Astea sunt adresele alea cu studenți sau ce și-au dat fiecare? Ce și-au dat fiecare asta sau adresele cu student? Ți-am spus. Deci asta mă întreabă? Să verifice dacă nu au primit înrolarea. Încă mecanica nu este înrolată integral. Nu, ăștia sunt energetica. E. Acolo nici atât nu avem încă studenți înrolați. Eu am trimis toate adresele lor. Eu le-am. Le-am trimis. Ai citit și mail-ul. Da, deocamdată le facem pe cohorte. Acea cohortă trimisă de tine, noi nu știm de cine ține. Deci noi facem pe cohorte de specializări. Este specializarea tot anul 1. Tot da, anul 1, electroenergetică. Tău, Ioana, nu este pentru toată lumea în rest. Haideți să luăm din întrebările personalizate. Încă nu sunt toate conturile de studenți. Nu, mai am o întrebare. Mâine vor fi, probabil, dacă mâine seară sesizați că nu aveți încă studenți înrolați complet în cursul dumneavoastră, atunci vă rugăm să ne scrieți un e-mail pe suport. Da, Ioana, mai departe, pentru raportarea asta, ce o să facem? Deci eu cu studenții doctoranți și cu cei de la licență. Eu am început de mult, nu de acum, și fac sesiuni Skype. Astea nu vor fi luate în considerare? Trebuie multe prin... Ba da, da? Numai să le puneți un link undeva, să le înregistrați și să le fac, fac o poză cu mine și o pun acolo. Să le înregistrați. Există posibilitatea și în Skype de a înregistra. Ei le registrează, da, dar acel clip video... Fișierele alea nu se pot...
fișierele alea eu nu le-am putut downloada, rămân acolo în Skype. Nu, trebuie, deci cine le-a înregistrat? Dacă le-a înregistrat un student, da, le-a înregistrat câte un student. Da. Acela trebuie să le descarce. Autorul înregistrării are dreptul de descărcare. Scrie acolo că 30 de zile rămân. Da. 30 de zile rămân. Autorul revin. Autorul înregistrării absolut oriunde și aici are dreptul și în Zoom oriunde este singurul care are dreptul de salvare a acelei înregistrări. Este prima protecție de confidențialitate a datelor care este realizată. Da? Deci nu au cum să facă altfel. Iar dacă sunt studenți care nu s-au înrolat, nu au cum să acceseze campusul virtual, ori vor primi informațiile, noi vom face public continuu în fiecare dimineață care este situația înrolărilor în acel moment în campusul virtual. Dacă nu au avut adresă de e-mail, n-au putut să primească, trebuie să-și facă auto-înrolare, așa cum am arătat în acel tutorial. Da, mulțumesc. Hai să mai iau. De studenții Erasmus, da, studenții Erasmus vor fi înrolați automat astăzi, sperăm să primim adresele lor de e-mail și exact cursurile la care sunt ei și vor fi prioritatea 2 după ce înrolăm toți ceilalți studenți care există la ora actuală în Politehnică, îi vom rola și pe ei, sunt 70 de studenți Erasmus, conform datelor de la relații internaționale. Ce alte întrebări? Că primiți acea informație, da, este pentru că nu puteți să vedeți interfața. Veți avea mai multe lucruri de la început când vă logați prima dată pe campusul virtual, cum am spus, trebuie să vă schimbați parola, aveți un tutorial de navigare în interiorul campusului virtual care vă arată, scuze, cum să navigați în campusul virtual și de asemenea există și, posibilitatea de a, adică obligativitatea, pardon, de a accepta drepturile și politicile de confidențialitate de pe campusul virtual. Cred că acestea au fost toate întrebările. Dacă mai este mai am eu două întrebări. Da, mă rog. Prima întrebare este dacă la laborator avem, va fi un orar, este agreată soluția de a face prin screen a perioadei de timp sau a momentului când utilizatorul a intrat pe campusul virtual, ca și probă că orele s-au susținut și studentul a participat la ore? Cred că da, cred că absolut eu orice metodă. Eu am făcut metodă prin screen la fiecare perioadă. Bine, nu m-am uitat eu dacă el a stat 2 ore sau a stat un sfert de oră sau jumătate de oră, ca și aspect de principiu. Întrebam la același lucru și vis-a-vis de curs, pentru că la curs noi predăm, la laborator mai se poate vedea ce fac ei și cum fac. Și a doua întrebare este cum se consideră, eu bănuiesc că se consideră ca și verificare, testele care se dau după lucrările de laborator. Testele care le dați după lucrările de laborator este la atitudinea noastră cum le considerați, dar este verificat. Nu, eu vorbesc din punct de vedere al punctajului, scuzați-mă că v-am întrerupt, adică le punem la activitatea de verificare sau la activitatea de laborator. Cred că cum aveți dumneavoastră configurată metodologia pentru acel curs? Dacă dădeați în condiții normale cu fiecare, la fiecare laborator câte un test, care le adunați la sfârșit și făceam parte din nota de activitate pe parcurs, atunci păstrați aceeași modalitate, fie că sunt testele date online. Dacă nu aveați acest lucru și dați aceste teste doar ca să-i ajutați sau să-i motivați, că testele sunt și o unealtă de motivare, de activitate, ca să fim sinceri, atunci puteți să țineți cont de ele sau puteți să țineți parțial cont de ele la finalitatea activității pe parcurs. Indicația corectă este că în momentul în care dați un test cu un student și el finalizează, să țineți cont de acea notă, într-un mod sau altul. Eu dau test cu ei la sfârșitul fiecare lucrări de laborator și atunci am păstrat varianta aceasta cu varianta este cea mai indicată pentru că este o activitate a studentului care trebuie normal notată sau valorizată cumva. Exact. Nu este corect. Niciun test nu va fi dat de un student dacă nu știe că va fi notat de el. Așa a spus foarte simplu. Am folosit varianta de quiz. De da. Joia cum veți fi pontat pentru ele? Mi-e foarte greu în acest moment să vă dau un răspuns sigur. Automat de aceea v-am rugat să păstrați totul prin campusul virtual pentru că noi vom putea face statistica pe cursul dumneavoastră pe această perioadă
inclusiv de câte ori intrați acolo, de câte ori intră studenții, ce faceți, absolut tot, care va putea fi atașată, să zicem, la pontajul, cu ghilimele de rigoare, al dumneavoastră în această perioadă, dacă va fi necesar. Încă nu ne este, gândiți-vă, este o situație unică în care ne aflăm cu toții. Noi avem diferite variante pe care le-am oferit Consiliul de Administrație. Decizia finală este a Consiliului de Administrație, cum și a Senatului Politehnicii, care metodă vor adopta pentru a putea valoriza, să zicem, activitatea dumneavoastră în această perioadă și pentru a vă justifica activitatea, din punct de vedere că nu suntem în vacanță, deci suntem acasă, dar trebuie să ne desfășurăm activitatea academică cu toții. Da, nu, eu intru pe portal și înregistrat, se va înregistra tot. Se înregistrează, deci, automat care... absolut orice activitate faceți dumneavoastră, deci este... Atunci înseamnă că și activitatea de încărcare, da, figurează, da, ca și tot activitatea, absolut. Deci aia poate să fie ca evidență de pregătire, activitate... Exact, didactică. Absolut tot, inclusiv timpul pe care îl petreceți, absolut totul este înregistrat atâta vreme cât sunteți în campusul virtual. Mulțumesc tare mult! Cu plăcere! Scuze de intervenție. Nicio problemă, cu drag! Altcineva? Raportarea se va face automat, mă secundă, îmi cer scuze să răspund domnului Lazău, se va face automat, dar nu trebuie să faceți nimic. Ea este înregistrată acolo și noi ca administrator vom genera la sfârșitul perioadei sau la sfârșitul lunii, să vedem cum va dura această perioadă, un raport pentru fiecare curs și pentru fiecare persoană. Îmi cer scuze, vă rog să... Da. Deci la intrarea pe cont îmi dă un mesaj de eroare. Site policy not agreed. A, că nu ați agreat politica de site. A, trebuie să găsiți, da? Iar, până când interfața... nu o agreați, nu treceți de ea. Okay. Este... Iar interfața este puțin altcumva. Deci butonul de editare nu mă apare. Trebuie să vă apară pe cursul dumneavoastră, pe cursul de tutoriale, profesor, nu vă apare, sunteți ca student în acel curs, dar pe cursul dumneavoastră trebuie să vă apară sus în dreapta. În cursul care e cursul dedicat dumneavoastră. Păi până acum, nu știu, nu mă apare. Dar aveți niciun curs? Nu aveți decât cursul de tutorial? Nu am pus încă. A, nu. N-aveți creată nicio zonă de curs? Nu găsiți când mergeți pe dashboard. Mergeți, faceți click pe home, pe prima iconiță aia, ca așa arată pagina principală. Da. Și nu vă apar niciun fel de cursuri, o listă de cursuri? Apar, da. Da, selectați unul dintre cursuri care nu este cursul de tutoriale pentru profesor. Cu numele specializării cursului dumneavoastră, un curs pe care îl susțineți. Da. Nu pot pentru că... Trebuie să puteți, altfel nu l-ați vedea. Păi nu, că nu am dat click pe asta de policy agreement. Ah, da, trebuie să acceptați politicile. V-am spus, schimbarea de parolă, acceptarea politicilor și turul inițial sunt primele activități pe care trebuie să le faceți. În momentul după aceea, automat, toate cursurile în care sunteți înglobat, trebuie să existe butonul de activează editarea care este în colțul din dreapta. Obligatoriu, dar doar în cursurile în care sunteți tutore, sunteți profesor. Ok. Dacă nu, trimiteți-ne un mesaj, acesta e cursul pe care eu nu-l văd sau nu-l accesez sau nu pot să fac ceva și ne vom uita. Bine, mulțumesc. Cu plăcere. Bună ziua, doamna Andone, Aurel Cireșan sunt, aș vrea și eu să lămuresc un lucru. Vă rog. E legat numai de o disciplină de a mea pentru studenții de la mecanică. În documentul care mi s-a cerut vineri, în cursul zilei de vineri, am solicitat adăugarea la cursurile mele, a cursului acesta pentru mecanică. Am văzut că nu mi s-a adăugat, am înțeles bine, sper că să mai am răbdare până mâine. Probabil. Din câte știm, noi cursurile de la mecanică s-au adăugat dacă au fost trimise de către departament. Deocamdată am primit de la IMF, MRM și MMUT numai de la mecanică, ca și departamente. Am înțeles, dar noi l-am adăugat, eu l-am adăugat împreună cu domnul profesor Lascu, director de departament, ca și cursuri venite din partea departamentului nostru către alte facultate și atunci... Deci dacă sunt venite de la electronică aplicată, trimisă de către domnul Lascu, acelea sunt integrate deja și ar trebui să-l puteți vizualiza. Bine, o să-mi schimb parola, că eu am văzut că s-au readăugat cele la care am fost. Le văd... Dar s-ar putea să mai aveți un cont mai vechi și să nu mai fi fost activ și poate să fi fost șters deja.
Dacă aveți o problemă, vă rog frumos să ne scrieți mesaj direct că, uitați, acesta e cursul pe care nu-l găsesc cu această adresă de e-mail sau cu acest cont. Dacă puteți să intrați, ne trimiteți exact link-ul cu contul dumneavoastră, din profilul dumneavoastră îl găsiți. Bine, bine, mulțumesc. Bine. Da. Pentru că pot există și conturi care s-au șters dacă sunt conturi mai vechi și nu au fost folosite și degeaba știți dumneavoastră parola și că ați avut contul ăla, că poate să nu mai fie activ sau să vi se fi schimbat parola că n-ați mai folosit-o de prea mult timp, de un an sau de nu, dar am folosit campusul permanent, okay. Nu e un fel. Atunci nu e nicio trebuie să existe și precis dacă ați existat, că noi v-am căutat pe toată lumea după user. Deci colegii mei au căutat am după înțeles. Nume de cadru didactic și user și automat s-au realocat, fiindcă existau deja 600 de cadre didactice integrate, doar vreo 250 au fost create acum. Nu așa este, am văzut că s-au readăugat da. Cursurile la care s-au readăugat cursurile și le regăsiți acolo. Doar ca acesta care l-am solicitat suplimentar și care nu l-am avut până acum, doar din acest semestru am ținut ore la mecanică, pentru acest curs nu s-a văzut că a adăugat. Dar o să lămurim mâine. Trimiteți-ne un e-mail că cursurile trimise de domnul Lascu de la electronică aplicată sunt integrate deja. Deci undeva e o eroare. Trimiteți-ne un e-mail să vedem din ce cauză nu sunteți alocat la un an. După ce terminăm sesiunea aceasta, vă mulțumim. O să vă pun. Mulțumesc la revedere. Mulțumesc. Se poate? Dacă mai sunt alte întrebări, da, vă rog frumos. Bună ziua, Ana Josan sunt. V-am trimis un mail pe la ora 12. Știți ce problemă am eu? Ca și tutore aș vrea să mai adăugăm o persoană, dacă se poate, la un anume curs, cursul de ingineria și managementul calității. V-am notat în mesaj. Bine, dacă are cont o să-l identificăm, dacă nu ne-a dat și adresa lui de e-mail? Am revenit cu adresa de e-mail, că am uitat să vă trimit, dar am revenit cu ea și să poate bine. Să-și încarce ea partea aplicativă, colega noastră. Bine, mulțumesc. Nicio problemă. Mulțumesc mult și mai am cole care mai are o întrebare. Haideți și întrebare. Vă rog. Bună ziua, Sorin Rațiu sunt. Primesc acum mesaje de la studenți că nu mai au mail-ul cu care se conectează, se loghează pe campus virtual. Asta ce să facem? Dacă nu mai accesează acea adresă de e-mail, nu știu să vă spun. Deci... Deocamdată pot să încerce să facă solicitare de modificare de parolă, dacă nu știu parola și știu că au cont pe campusul virtual. Vedeți că contul nu este același cu accesarea la bibliotecă. Mulți studenți au confundat faptul că ei puteau să acceseze Biblioteca Politehnicii cu accesul pe campusul virtual. Sunt alte conturi pentru că e altă structură de interfață și de conturi care au trebuit create. Deci nu le-am putut importa direct conturile studenților din bibliotecă, să zicem aici, ci noi, plus că nu știam de cine țin, că acolo nu sunt alocați, sunt alocați la o facultate. Facultatea are multe specializări și departamente și ei trebuiau alocați la o anumită, și așa că ne-am luat după GISC. Deci GISC-ul a fost, să zice, elementul cheie după care ne-a luat procesele verbale, cum ar veni pentru fiecare specializare, nu pentru fiecare disciplină, că n-am putut să mergem chiar așa în amănunțime. În acest moment cel puțin, poate că așa pe parcursul săptămânii vom reuși să personalizăm și mai mult. N-am soluție decât să-și ceară resetarea de parolă sau dacă nu au cont, să-și facă efectiv un cont și să ceară auto-înrolare. Sau să aibă răbdare să ne trimită mail pe suport CVUPT, unde de vineri sunt câteva sute de mail-uri. Noi suntem 4 oameni care facem acest lucru și rând pe rând o să le luăm. Pentru noi prioritarea acum a fost să existe cursurile create, cadrele didactice alocate cursurilor și după aceea studenții înrolați ca și cohorte, deci pe grupurile mari. Cazurile particulare le vom trata după aceea că nu avem soluție. Am înțeles, mulțumesc. De exemplu, dacă sunteți de la MPT, de la MPT nu avem încă studenții. De la Hunedoara ar trebui să fie studenții înrolați, cred că de la toate specializările. Numai dacă sunt studenți care, nu știu, n-au mai avut... Dar să se uite, că s-ar putea să-și găsească conturile, știți? Da, mulțumim frumos, mulțumim. Cu plăcere. Mulțumim. Mai sunt întrebări? Bună ziua. Da, vă rog frumos. Simona Pretorian, sunt de la BFI. Încă nu am studenții de la construcții română. Da, studenții de la construcții încă nu sunt înrolați în campusul virtual. Nu înțeles. Se va întâmpla la un moment dat? Astăzi, cel târziu, mâine. Perfect. Atât vreau să știu. Mulțumesc, doamna Diana. Cu plăcere.
Altcineva dacă mai are vreo întrebare? Deci pentru toată lumea, dacă nu vă adresa, adresa mail la care să scrie, de exemplu, șefa de an și să retrimită toată lista de e-mail-uri, că noi o avem și este o specializare mare, nu știu, 90-100 de adrese acolo. Mi-e trebuie un fișier XL cu nume, prenume, specializare și adresa păi de trimite-ne, e-mail. Trimite-ne un model că îl completezi și... Nu-i model, că noi am luat studenții, i-am luat doar din GISC. Deci noi... Da, deci eu am trimis o listă. Cei de la BFI încă nu sunt înrolați. Vă rog frumos, aveți răbdare până mâine. Dacă până mâine nu sunt înrolați studenții, n-au primit mail de înrolare, atunci trimite-ți-ne, că încă nu am reușit să le facem. Deci este o muncă tendențioasă. Deci, adică da, se face automat. Enorm. Se nu, trebuie fiecare curs creat pe cohorte, înrolat în anumite cursuri. Deci rezolvăm cât de repede putem. Dar înțelegeți-ne, echipa efectivă a lucrat până azi noapte la două ca să termine măcar cursurile, încât în acest moment să existe cursurile în campusul virtual. Deci să mai aibă studenții un pic de răbdare. Că într-o zi sau două nu se răstoarnă lumea. Fie cu iertare că zic așa. Și adresa asta de mail este cea standard. support@cv.pt.ro, care am scris sunt toate mesajele care apare da, pe jos. Da. Suport, coadă de maimuță, cv.pt.ro. Deci suport. Am mai apărut aici de câteva ori scrisă. Așa. Suport. Altcineva dacă mai are întrebări? Mai sunt întrebări? Dacă nu, vă mulțumesc foarte mult. Ne vom revedea mâine la ora 11. Mulțumesc! La revedere!